Uniunea Europeană va finanța proiectele de renovare a obiectivelor culturale istorice de pe ambele maluri ale Nistrului. Este vorba de clădiri istorice, monumente, situri arheologice și opere de artă. În acest scop, la Chișinău se va organiza o selecție de 10 obiective care vor beneficia de reabilitare cu fonduri acordate de Bruxelles. Cu mai multe informații vin imediat colegii noștri de la AgroTV Moldova, care au aflat despre acest proiect din Basarabia. Locuitorii sunt invitați să le identifice pe cele care necesită conservare, să motiveze necesitatea unei astfel de inițiative și impactul ei asupra patrimoniului. Formularul de participare trebuie completat și expediat până pe data de 31 ianuarie 2020. Reprezentanții programului vor examina propunerile, vor organiza vizite la fața locului pentru a verifica informațiile și pentru a stabili potențialul de restaurare. Ulterior se va desfășura a doua etapă, în cadrul căreia publicul va fi invitat să voteze, iar experții se vor da cu părerea și va fi luată decizia definitivă. Mai multe detalii puteți găsi pe site-ul afișat pe ecran.